Aceasta este o magnolie. O magnolie Cobus, în care am altoit două rămurele de magnolie galbenă, deoarece vreau să fie un pom deosebit. Și dacă observați, și această sticlă acolo, efectuez marcotarea acestei magnolii pentru că am nevoie să. Să mai pun și într-un alt loc. Mă fascinează foarte mult această floare, această plantă. De aceea am recurs la o metodă clasică de a o înmulți într-o perioadă foarte scurtă și totodată o să-mi intre și, și în floare, cel mai probabil anul viitor.